Domnule academician, ce să vă spun, da, trebuie să cerem iertare pentru faptul că nu suntem în stare să valorificăm o jertfă. Este evident. Se putea face mult mai mult și am ajuns într-o stare deplorabilă. E o țară care este prăbușită. Și evident, se putea face mai mult. V-ați rugat mult cu toții acolo, v-ați rugat ca, într-adevăr, să avem o biserică liberă și un tineret care să audieze cursuri liber, care, din nefericire, și iată situația, și o spun cu plângere de inimă, un tineret care nu vine să vadă despre ce este vorba. Sunt destuie și mulțumim foarte mult, e bine, pentru că nu o să ne venim în fire niciodată. Noi am căzut din comunism în Facebook și eu dintr-o robie într-o altă. Este la fel de grav. Este o robie a minții, teribilă. A fost o robie a trupului, s-a încercat înrobirea sufletului și iată, ați văzut că nu s-a putut. Lumini care învăluiau în mod inexplicabil, ce spuneam, martirajul. E martiraj pe față, este un martiraj. Și nu ne trezim. Nu ne trezim, pur și simplu. Suntem într-o amnezie. Noi ce să facem? Vă mulțumim, în schimb, că ați venit și v-am ascultat cu multă plăcere. E mult de vorbit, e foarte mult. Și vă promit că vă chemăm la doctoratul lui. Domnule. Și stăm mult de vorbă. Domnule. Stăm mult de vorbă atunci. Vă spuneam, zilele sunt încărcate, oamenii sunt împovărați, ore multe, cursuri multe, dar ne-am relaxat, realmente eu m-am relaxat, vă spun sincer, n-am simțit când a trecut timpul, pentru că sunt lucruri din care poți să înveți întotdeauna câte ceva. Și mai cu seamă din asta, repet, dacă nu ne trezim, e un duș rece pe care îl primești întotdeauna și se cuvine să ni se facă acest duș rece, pentru că iată de 30 de ani au ajuns călăii să fie exonerați în justiție, ceea ce este grav, e foarte grav. Și aici aș îndrăzni să spun, iată, până și poporul ăsta genial, evreiesc, care a pătimit atâta, Dumnezeu a reușit să-i aducă pe călăi în fața justiției. Noi nu reușim de 30 de ani să facem nimic. Și de aceea trebuie să ne cerem iertare cu toții. Suntem cu toții vinovați. Suntem fiii unora, nepoții altora. Suntem cu toții vinovați într-o oarecare măsură că nu putem împlini acest deziderat, zic eu. Dar rămâne ca biserica asta rugătoare să devină luptătoare și tragem nădejde că Dumnezeu ne ține. Ne ține în viață și ne ține și să dăm mărturie dumneavoastră și noi să ne trezim să luptăm cumva altfel. Prin rugăciune, ca oameni ai bisericii și ca oameni care cu toții trebuie să fie ai bisericii. Dumneavoastră nu erați al bisericii neapărat în sensul că ați fi fost cleric, dar oameni care au intrat în temniță și care se trezesc cu adevărat și înțeleg că nu există un rost al lucrurilor altul dincolo de Dumnezeu, dincolo de Hristos. Și spuneați foarte frumos, da, Hristos va întreba la judecată. Aici, eu nu sunt de acord cu dumneavoastră că o să întrebe ce ai făcut și că n-ai făcut. Ați făcut și pentru Hristos, ați făcut pentru biserică. Repet, pentru că noi suntem mari și putem vorbi azi aici atât de liber, ne asumăm. Ce spunem aici, ne asumăm. Se datorează acestei situații. Deci ați făcut pentru Hristos. Eu sunt încredințat că ați făcut pentru biserică, pentru Hristos și pentru noi, cei care urma să slujim lui Hristos și să ne rugăm acum pentru dumneavoastră și dumneavoastră pentru noi deopotrivă. Deci, în felul acesta suntem ai bisericii, zic eu. Și așa se explică și mistica bisericii. Domnule academician, mulțumim și mulțumesc tânărului de acum, coleg, să zicem, că începe să devină ca unul dintre noi, cum spune Scriptura, în sensul că dacă va căpăta doctoratul, va intra în această ceată a celor care se ocupă de teologia academică. Bine este noi să îmbinăm și e de reținut, mai ales pentru tine, să nu rămânem doar la latura academică a teologiei, ci să o îngemânăm cu latura rugătoare neapărat. Nu poate fi o știință, o teorie lipsită de practica sa, și anume lipsită de rugăciune concret în cazul nostru. Deci o teologie fără rugăciune este o literă moartă. Mulțumesc, deci, colegului că ne-a prilejuit, doctorandului nostru, că ne-a prilejuit o astfel de întâlnire extraordinară, excepțională, zic eu, și mulțumim că v-ați făcut timp, știm că nu e ușor, nu e ușor. intervine și vârsta și este un chin să te deplasezi într-un București care se vede sufocat din ce în ce mai rău și pentru care nimeni nu face nimic, din nou, e foarte greu. Și atunci faptul că ați stat cu noi până iată la ora 8 seara e deja foarte târziu. Da, pentru dumneavoastră, în primul rând, noi am mai fi stat, și vă promit încă o dată că vor mai fi astfel de momente, pentru că trebuie să ținem flacăra asta aprinsă. E foarte important. Deci, felicitări autorului. Mulțumim pentru darul pe care ni l-ați făcut, pentru că acesta este, și o să facem o fotografie acum să se vadă, scrie aici, pentru excepțională activitate. Mă gratulați prea mult. Iertați-mă, nu meritam. Nu meritam. El da. Da, o să facem o poză de grup. O să facem o poză și se va vedea aici. Darul este excepțional pentru că, vedeți, vine de la Academia Română, ceea ce înseamnă pentru mine, după biserică, al doilea mare for de cultură, de împărtășire a spiritualității, exact, de cultură, spiritualitate. Cum spuneam, a fost distrusă aristocrația culturală, intelectuală și spirituală și teologică a țării. La ce reper să te mai duci acum, când, iată, da, avem și din nefericire au rămas puține și sunt lângă noi astăzi și să ne bucurăm că mai pot fi astăzi astfel de repere lângă noi. Gândiți-vă că un Iorga, dacă ar fi trăit, făcea pușcărie politică. Mă gândesc doar la faptul și trebuie să vă spun că părintele doctorant s-a ocupat de un alt studiu foarte interesant. Făuritorii, că așa ne place nouă să le spunem, făuritorii Unirii Celei Mari, Unirii de la 1918, au pătimit pușcărie politică, au fost pedepsiți pentru că au unit țara. Ca să vă dați seama câtă dușmănie a putut exista împotriva acestui popor și împotriva acestei țări. Da. Și uciși, da. Inculeți, Halipa, toți, unul după altul, luați și tocați, realmente. Da. Mari făuritori ai Unirii, cărora trebuia să le facem statuile și le facem mai departe. Nu sunt de uiți pe la Craiova, o rușine. Da, componentele cântar ale peste un kilogram. Așa făceam eu. Da. Tu întâi cartea, te uiți la ea, o iei, mâine închizi ochii. Pe urmă te duci la cântar. Are un kilogram jumate, un kilogram. Pe urmă începi să o răsfăiști, tot mai scoți creionul, începi să o bifezi și după... Și vezi ce rămâne. Vă îndemnăm, deci, luați cartea, nu o să regretați, este e o doză de împărtășanie, să zic, nu asimilăm împărtășanii trupului și sângelui Domnului, ne împărtășim cultural, ne împărtășim cu memorie, ne împărtășim cu cunoștințe pe care nu avem de unde să le aflăm alminte, decât din gura acestor oameni care unii mai există, alții încep să treacă ușor la Domnul. Și iată că rămâne un document, e un document, realmente un document, dacă îmi permite să spun așa, ceea ce noi lucrăm cu documente în istorie și rămâne un document. Felicitări încă o dată, mulțumiri pentru gândul bun cu care ați venit și pentru faptul că ne-ați gratulat cu așa ceva, pentru că nu-i de aici de acolo, și tuturor să le dorim spor, bună sporire în toate, în lucrarea pe care o faceți la locurile dumneavoastră și să nu uităm cu smerenie că toți suntem ai lui Hristos. Thank you.